Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Salutare, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Scutul Patriei. Zilele acestea, majoritatea dintre noi stăm cu ochii pe evoluția războiului din Ucraina și, în pofida faptului că teama ne dă târcoale, trebuie să păstrăm calmul și să fim atenți din ce surse ne informăm. Rațiunea ne ține de veche, iar speranța noastră, a tuturor, rămâne a fi pacea. Cu acest gând, dăm start ediției din această săptămână. Rămâneți alături de noi, Steluța Moscalciuc și domnița Jechiu. Războiul din Ucraina. Știri. Comentarii și analize la Radio Moldova. De la începutul războiului ruso-ucrainean, peste 800 de refugiați au primit ajutor în cadrul centrului de plasament din Brigada 2 Infanterie Motorizată din Chișinău. Aceștia au fost cazați într-un edificiu separat, transformat temporar într-un adăpost cu capacitatea de 200 de locuri. Mai multe la acest subiect ne spune Andrei Ghervas. Militarii brigăzii Ștefan cel Mare s-au mobilizat în urma apelului venit din partea autorităților pentru a acorda asistență de primă necesitate refugiaților, în conformitate cu dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, dar și în legătură cu numărul mare de persoane venite din Ucraina. Comandantul interimar al brigăzii 2, colonel Oleg Primovici, ne-a comunicat că peste 1000 de persoane venite din Ucraina au solicitat cazare în cadrul unității militare. Ofițerul a menționat că centrul de plasament primește zilnic ajutorul umanitar necesar pentru asigurarea fluxului înalt al persoanelor refugiate. Condițiile de plasament sunt bune, suntem asigurați la timp cu mâncare caldă și ajutor umanitar din partea autorităților publice locale și centrale. Facem față fluxului de cetățeni care vin. Acum avem în jur de 150 de persoane. Așteptăm să fie asigurat transport. După cum am observat, deci sunt foarte îngrijorați. Vede că oamenii sunt. Vreau să le mulțumesc colegilor de servici atât cât militar prin contrajul de termen, ne-am mobilizat eforturile și acordăm sprijin. A menționat colonel Oleg Primovici. Refugiații care și-au găsit liniștea în cadrul unității au afirmat că și-au părăsit locuințele din motive întemeiate, fiind speriați de amploarea conflictului și de pericolul de a-și pierde viața. Urmează mesajul tradus al cetățenilor ucraineni. Dimineața am plecat din Kiev deoarece am înțeles că familia și prietenii noștri sunt în pericol. Acolo au rămas doar bărbații care pot apăra orașul de o eventuală agresiune. Dar bătrânii, femeile și copiii sunt evacuați în masă în țările unde aceștia au posibilitatea să se ducă. Eu și familia mea putem pleca doar în Moldova și Polonia. Astfel le spunem un mare mulțumesc acestor țări care au întins o mână de ajutor, deoarece problema dată este una comună pentru toți cetățenii Ucrainei, respectiv toți caută suport în partea de vest. La vama dintre Ucraina și Moldova ne-au reținut în timp. Totuși în ambele părți ale hotarului am fost întâmpinați călduros, cu ajutor și suport din partea oamenilor. Vreau să le mulțumesc persoanelor din Moldova pentru suportul oferit nouă refugiaților. Toți bărbații din familia noastră au rămas în Odessa. La moment, soțul meu așteaptă un apel unde va afla în ce unitate militară din Ucraina va fi repartizat. La 8:30 dimineață am intrat la punctul Vamal din Palanca, unde am fost întâlniți de voluntari, care ulterior ne-au îndreptat spre coloana care mergea la Chișinău. O echipă de voluntari ne-a ajutat să găsim un apartament, iar în scurt timp vom primi coordonatele pentru deplasare. Pe data de 24 februarie s-au început bombardamentele. Mult a suferit orașul Harkov și Kiev. Am ajuns cu bine aici, dar drumul până în unitatea militară a fost lung, pentru că înainte de vamă, la fiecare 5 km erau instalate puncte de control unde se verificau documentele. Vreau să mulțumesc conducerea acestei țări pentru reacția pozitivă în raport cu refugiații. Am primit acoperiș și hrană atât de necesară în această perioadă dificilă. Prin același tablou terifiant al războiului au trecut și alți refugiați întâlniți în cadrul brigăzii. Aceștia spun că sunt uimiți de mobilizarea militarilor și cetățenilor Republicii Moldova și nu vor da uitării niciodată binele făcut de vecinii de peste Nistru. Eu sunt din Harkov, unde în ultimul timp s-au produs multe bombardamente asupra populației civile. Pe drumul spre vamă s-au auzit împușcături și explozii. Cu toate acestea am ajuns teferi și nevătămați. Noi împreună cu familia am venit în Moldova pentru adăpost. Aici ne-au repartizat în această unitate militară. Sperăm că în scurt timp va înceta conflictul și ne vom putea întoarce acasă.
acasă, în orașul pașnic Harkov. Originar suntem din Azerbaijan și avem de gând să mergem acolo la rude pe ceva timp. Casa în care locuiam se clătina și ne era foarte frică de ce se poate întâmpla. Astfel am decis să părăsim orașul. Am ajuns seara, eu și soțul meu. Ulterior am fost îndreptați în centrul pentru refugiați de aici. Am fost primiți foarte respectuos. Ni se oferă ceai și mâncare fierbinte, iar fiecare are patul său. A fost mesajul tradus al refugiaților din Ucraina. Printre voluntarii care oferă suport refugiaților din unitate este și deputata Angela Munteanu Pojoga. Aleasa poporului susține că a făcut acest pas pentru a gestiona procesul de înregistrare a ucrainenilor veniți în brigada numărul 2. Încercăm să găsim soluție pentru toată lumea. E complicat, dar nu avem decât să fim alături de ei pentru că e o perioadă complicată. Avem și elevi. Iată, de exemplu, elevii liceului Liviu Deleanu sunt deja a doua zi alături de noi. Sunt în vacanță și au hotărât să ne ofere o mână de ajutor. Sunt de mare ajutor pentru că circuitul refugiaților este în permanență schimbare. Noi permanent trebuie să înregistrăm, permanent facem liste pentru transport, pentru diferite direcții. Ei au un milion de întrebări, noi trebuie să-i ajutăm să le răspundem. Tot ei, de multe ori, pur și simplu au nevoie de un taxi și trebuie să-i ajutăm. Alte ori au nevoie să ajungă în oraș ca să-și găsească o adresă. A menționat deputata Angela Munteanu Pojoga. Reamintim că recent și studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun au participat la amenajarea unui spațiu aflat în gestiunea Centrului Municipal pentru Triere și Plasament pentru persoanele refugiate de la Moldexpo. De asemenea, militarii Batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre au oferit o mână de ajutor la amenajarea Centrului de Plasament pentru Refugiați deschis la manejul de atletică ușoară din municipiul Chișinău. La apelul autorităților publice locale au răspuns și infanteriștii din Brigada Moldova, care au participat la descărcarea bunurilor materiale destinate persoanelor venite din Ucraina, ulterior fiind cazate la un centru creat în unul dintre hotelurile din municipiul Bălți. Totodată, militarii din cadrul Batalionului de Geniu Codru au acordat sprijin la lucrările de amenajare a unui centru de plasament pentru refugiați deschis de Consiliul Raional Strășeni la o tabără de odihnă din localitate. Războiul de la Nistru după 30 de ani. Istoria vorbită la Radio Moldova. Conflictul dintre Chișinău și Tiraspol a început în anul 1989, atunci când limba română a fost declarată limbă de stat în Republica Moldova. Acest lucru nu a fost acceptat de sovietele locale din regiunea transnistreană, unde s-au format grupuri de persoane care erau împotriva introducerii limbii române, alfabetului latin și a reformelor democratice. În regiunea transnistreană a urmat o serie de proteste față de guvernul republican de la Chișinău. Pe 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, a cărei teritoriu cuprindea și raioanele din stânga Nistrului. Ulterior, în noaptea zilei de 1 spre 2 martie 1992, mai multe detașamente ale cazacilor au atacat secția de poliție din Dubăsar și au luat ostatici un grup de polițiști loiali Chișinăului. Unul dintre militarii moldoveni care au ținut piept la Nistru este și colonelul Nicolae Mertic. Cariera militară a început-o în armata sovietică în anul 1986 într-o divizie de rachete strategice din Kazahstan. După destrămarea Uniunii Sovietice, militarul a revenit în Republica Moldova, iar în luna februarie anului 1992 a hotărât să-și continue cariera și a mers la centrul militar din Ialoveni pentru a fi angajat în serviciul patriei, de care ulterior și-a legat întreaga viață. Acum îl aflăm tot printre militari, activând în cadrul brigăzii Dacia din orașul Cahul. Pe data de 2 martie am primit îndreptare în batalionul din Cocier. Când am ajuns la Cocier, așa numită Puciulița, la biserică, sub Gulercani, mi s-a spus că gata, batalionul de acum nu mai este, este disfințat, acolo sunt separatiști, s-a început conflictul militar. După asta, tot prin comisariatul militar, cu ajutorul departamentului militar, am fost îndreptat să fac serviciu militar în batalionul Radio Relieu, care trecusele acum sub jurisdicție Republicii Moldova din Florești. La 12 mai a fost primit ordinul de a pleca în
componența statului major a Armatei Naționale pentru formarea statului major de comandă cu unitățile militare care erau sub jurisdicția Moldovei de acum, instalate pe plasdarmul de luptă, cum ar fi Cocieri, Coșniță. O bună parte a operațiunilor se desfășurau noaptea, fiind la funcția de transmisionist, colonelul a avut misiunea de a realiza sistemele de comunicații și informatice necesare comunicării cu unitatea. La 3 decenii de la izbucnirea războiului, veteranul spune că fiecare participant moldovean a luptat pentru libertate din dragoste pentru această palmă de pământ. Am fost sub un atac de artilerie masiv din partea Dubăsarului, unde după asta ne-am mutat punctul dislocației la Vadului Vodă. Eu, ca transmisionist, mă ocupam și îndeplineam misiunile pe înlăturarea neajunsului care apăreau în timpul conflictului, pe plasdarmul, cum era Cocieriu, Coșnița. Prima dată a fost folosit așa în conflict regimul de secretizare. Băieții veneau, ei știau, aveau idei de așa ceva, dar nu puteau lucra. La propunerea lui domnul colonel Vlaicu, a fost luată decizia de a instala aparatul de secretizare și chele de secretizare pentru secretizare. Am învățat băieți să lucreze în diferite regimuri de lucru, cum să folosească de pe legătură radio pe câmpul de lupte, cum să facă salt de pe frecvență, codurile de comunicare. Asta dădea un ajutor foarte mult la conducerea cu trupele. În 19 iunie, când s-au introdus trupele noastre în Bender, la ocuparea pozițiilor la podul de pe Nistru, a fost instalată o mașină KSM, s-a format legătura cu batalionul, dar când se practice s-a revenit, a ticat un foc încruțișat. Din trei părți era Himbatul, cetatea și de acum vine dinspre Tiraspol, dinspre Parcani. Vreau să menționez tărie de caracter a tinerilor și ostașilor care erau acolo. Mulți erau căsătoriți, aveau copii, se gândeau la dânșii, dar totuși mai mulți se gândeau la cei să țină plasdarmul și toate cele. S-au pierdut mulți băieți, dar eu s-o cut că nu degeaba. E datoria lor față de pată, ei s-au îndeplinit-o. Pe linia frontului, colonel în rezervă Mertic susține că cel mai greu i-a fost nu să lupte împotriva inamicilor, ci împotriva dorului de casă. Ori această despărțire de familie a fost dificilă pentru toți care au apărat integritatea teritorială a tânărului stat Republica Moldova. Pe platourile de luptă se aflau mai mulți apărători din cercul de rudenie a eroului nostru, iar fiecare și-a adus aportul său, spune militarul. Ca militar, așa am fost învățat, dacă ai primit ordinul, el se execut, nu se discute. Dar prima dată când am nimerit sub focul artileriei inamicului, atunci am simțit ce înseamnă lipsa copilului lângă tine. Când mai ai subalter, trebuie să ai grijă de subalterni în primul rând și primul grijă de tine. Bravo, băieții, îndeplineau misiunile. Știu cum să acționeze, cum să facă toate lucrările. Din grupul care eu activam, n-am avut decese, n-am avut răniți, sub influența cantuzii am fost. La mine, cumnatul meu a fost rănit în Bender, nașul meu, Dumnezeu să-l ierte. Deci a dat după război, dar în timp conflictului a tras o spaimă și el. Mulți verișori de mei, cu metri, care și eu au participat în acest conflict. Le spazdarmă de la Coșnița, ei l-au ținut. A menționat colonel în rezervă Nicolae Mertic. Primăvara-vara anului 1992 a lăsat amintiri dureroase nu doar pentru oamenii care au trăit pe propria piele terorile războiului, dar și pentru cei care și-au creat tabloul imaginar al evenimentelor de atunci din spusele familiei și a consătenilor. Soldat clasa 1, Cristina Andronate, va avea 2 luni de zile când s-au declanșat focurile la Nistru, mult prea mică pentru a înțelege durerea țării. Însă militarul spune că părinții și rudele au fost cei care i-au povestit despre mersul evenimentelor și cât de mult au avut de suferit oamenii din localitatea Dorotskaya, raionul Dubăsari. Din spusele părinților, satul nostru a fost foarte afectat de acest conflict. Multe familii au rămas fără copii. Oamenii din sat erau nevoiți să doarme prin bordeie. Se adunau câte 2-3 familii într-un beci unde erau mai mare și dormeau acolo, având copii de diferite vârste. Părinții povesteau că într-o seară o familie stând la masă s-a început iarăși pe neprins de veste acest bombardament și cum stătea familia la masă, a intrat un proiectil în casă și pe loc a decedat copii, rămânând în viață doar tată. Alt caz, știu că un copil pescuia pe marginea gârlei, fiind așa, a fost împușcat în cap. El fiind un copil care pe atunci avea diplomă roșie, învăța foarte bine la școală, din această cauză el a fost afectat și de atunci copilul a primit un grad de dezabilitate. Spre exemplu, în familia soțului, părinții cu copii au plecat să strângă cartofii de pe deal. Au nimerit pe un câmp minat și, din păcate,
Băiatul a rămas fără un picior, o mână și un ochi. Iar tatăl, vrând să-l salveze pe copil, a intrat și el în acest câmp minat și, din păcate, a rămas fără ambele picioare. A spus soldat clasa 1 Cristina Andronatev. Amintim că anul 2022 este declarat anul recunoștinței veteranilor de război participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. În această luptă, peste 300 de oameni și-au pierdut viața, iar 370 au fost răniți, rămânând cu diferite grade de dizabilitate. Declararea anului recunoștinței vine în semn de respect față de patriotismul veteranilor care și-au jertfit viața și sănătatea în lupta pentru libertate, democrație și edificarea statului de drept Republica Moldova. Curier militar. La data de 8 martie s-au împlinit 8 ani de când pacificatorii moldoveni contribuie la consolidarea securității în Kosovo. Primul contingent al Armatei Naționale a fost detașat în operațiunea internațională de menținere a păcii KFOR din Kosovo în martie 2014. În tot acest timp, peste 640 de pacificatori moldoveni s-au aflat în misiune, îndeplinindu-și cu responsabilitate sarcinile stabilite de comandant. Au câștigat experiență, au fost interoperabili, au legat prietenii, au trăit momente frumoase alături de camarazii lor din alte contingente, iar astăzi se pot bucura de un nivel înalt de profesionalism și un bagaj de cunoștințe utile pe care îl împărtășesc cu cei care formează marea familie a Armatei Naționale. În prezent, în operațiunea KFOR se află cel de-al 16-lea contingent al Armatei Naționale, care execută misiuni în area de responsabilitate împreună cu pacificatorii din Italia, Turcia, Polonia, Austria, Croația, Elveția, Slovenia și Macedonia de Nord. Operațiunea de menținere a păcii KFOR este condusă de Alianța Nord-Atlantică în conformitate cu rezoluția 1244 a ONU. 67 de obiecte explozive și peste 5.000 de cartușe au fost depistate de geniștii Armatei Naționale pe parcursul lunii februarie în mai multe localități din țară. Astfel, în perioada respectivă, grupele de deminare ale batalionului Geniu Codru au executat două misiuni de deminare în satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă. În prima jumătate a lunii februarie, geniștii militari au neutralizat în această localitate 47 de obiecte explozive și peste 4.300 de cartușe descoperite pe un câmp arabil. Ulterior, echipa de geniu a intervenit repetat în satul Răscăieți, unde au distrus 4 proiectile de artilerie, 866 de cartușe de diferit calibru, precum și 4 grenade. Toate obiectele explozive datau din cel de-al doilea război mondial și au fost lichidate în condiții de maximă securitate. În acest context, geniștii militari atenționează că în zonele în care există sau se presupune existența unor muniții, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive neidentificate, este categoric interzisă atingerea acestora cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, demontarea focoaselor sau a altor componente. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. La finele lunii februarie, Brigada 3 Infanterie Motorizată Dacia, dislocată în orașul Cahul, a marcat 30 de ani de la fondare. Aceasta este prima unitate militară creată în cadrul Armatei Naționale. Imediat după formare, infanteriștii de la Sud au participat la războiul de la Nistru. Mai multe despre Brigada 3, dar și ce curiozități ascunde aceasta, ne spune Luba Vicol. Moștenirea militară de la sudul țării includea o brigadă medicală rutieră și o companie de radiolocație. Anume la Cahul a început procesul de acumulare a tehnicii militare deja pentru armata independentă a țării și anume unitatea din Cahul a fost prima creată pe 24 februarie 1992. Primele aplicații tactice cu trageri de luptă, obținerea drapelului de luptă și conferirea denumirii Dacia au făcut anul 1992
1993 unul special pentru infanteriștii sudici. De atunci încolo, lupul dacic le va servi ca simbol al inteligenței, dreptății și nesupunerii pe timp de pace și în război. Cu ajutorul capitanului Rodica Filipov, ofițer principal stat major, vom recapitula momentele distincte ale unității. Brigada a fost constituită în baza taberei militare din Cahul. Primul conducător al căreia a fost locotenent colonelul Igor Snitko, genistul care a dezamorsat circa 300 de obiecte explozive după războiul transnistrean și a fost decorat cu cea mai înaltă distincție militară a Republicii Moldova, Ordenul Ștefan cel Mare. Primul comandant al unității propriu-zise a fost locotenent colonelul Gheorghe Martin. De atunci, 13 ofițeri au condus unitatea dacică, dintre care 11 au călătorit cu soldați. Datul, plutonierul, plutonierul ajutant și funcționarul Piotr Filipov, timp de 24 de ani. Cea mai sonoră campanie locală de deminare s-a produs în anul 2000, când geniștii brigăzii sub conducerea majorului Vitalie Stoian și capitanului Igor Harlamov au descoperit și distrus 345 de obiecte explozive de pe un teritoriu de 85 hectare de pământ din zona satului Pohrebea. În total, timp de 3 decenii, numărul lor a ajuns la 6530 de obiecte. Două din cele 16 contingente detașate în misiunea KFOR au fost conduse de militari ai brigăzii Dacia. Până în prezent, 38 de militari au participat la menținerea păcii în Balcani. Militarii s-au implicat necondiționat la înlăturarea consecințelor provocate de calamități naturale. Inundațiile din 2005, 2008, 2010, 2019 și 2020, la ninsorile abundente din 2017 și 2021, plus în 2005 cu un ajutor la reconstrucția mănăstirii Căpriana. În 2006-2007 au reambalat, transportat și depozitat peste 130 de tone de pesticide și produse chimice periculoase, iar în 2020 au contribuit prin patrulare în lupta cu COVID. Militarii brigăzii sunt cei mai buni la proba sportivă, patrula militară. Din 10 competiții de până acum, în 4 au devenit învingători. Brigada se mândrește cu Ordinul de Stat Credința Patriei, clasa 1, distincție obținută pe 23 februarie 2018. În lista eroilor unității figurează numele soldatului Constantin Andoni, care pe 7 iulie 2007, aflându-se la paza pontoanelor din preajma lacului Frumoasa, a salvat o fetiță de la NEC. Gestul i-a adus insigna militar eminent. Cel mai vârstnic angajat al unității este colonel în retragere Victor Necritov, un veteran de 81 de ani care are un stagiu de muncă de peste 60 de ani, câte jumătate, ca militar și ca funcționar încă activ. În 30 de ani, brigada a constituit locul de muncă comun pentru circa 57 de perechi, soț și soție. Un caz excepțional a evidențiat unitatea în 2008, când au fost încorporați pentru serviciul în termen 3 frați, triplezi din satul Gaidar, raionul Ciadărlunga. Alt caz singular a marcat anul 2006. Centrul de instruire al brigăzii a găzduit o tabără militar-patriotică pentru 240 de copii din 14 localități ale raioanelor Cahul și Cantemir. În 2015, unitatea și-a sărbătorit ziua în premieră în Piața Independenței din Cahul. 5 ani mai târziu, militarii brigăzii au repetat experiența, considerând că merită un așa nivel de respect și apreciere. La data de 8 martie, în lume a fost marcată Ziua Internațională a Femeii. Această zi este un prilej pentru a sărbători actele de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și a comunităților lor. Cu acest prilej, doamnele și domnișoarele din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun au avut parte de un concert dedicat evenimentului cu genericul O slăbiciune, numele tău e femeia. Studenții au recitat versuri ce aparțin marilor poeți români și au cântat despre femeie, mamă, fiică, iubită. Femeile sunt creaturi menite să fie iubite, nu înțelese. Oscar Wilde. Oh,
Fire ce visele uneori mă mai încearcă serile, nopțile lângă mine când nu ești. Dar să știi, inima își mai amintește parte de o seară de mai. Studenții și-au lăsat ținuta militară, au îmbrăcat hainele de sărbătoare și pentru o oră cât a durat programul artistic, s-au detașat de problemele cotidiene și au reînviat speranța în inimile spectatorilor. Participanții susțin că acest eveniment a devenit deja o tradiție în cadrul Academiei, iar an de an se adună pentru a elogia femeia. Mă numesc Duca Dumitru, sunt anul 2, am participat la această festivitate cu prilejul de 8 martie, cu o piesă muzicală proprie. Pentru mine sărbătoarea de 8 martie, în primul rând, înseamnă un zâmbet pe buzele femeilor, un cald și dulce mângâiat a mamei și consider că această sărbătoare este binevenită. Pregătirea a decurs foarte productiv, am fost mulți participanți, au fost pregătiri zilnice. Mă numesc Porumbac Lorena, sunt studentă anul 2 în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Anual la noi în Academie se organizează activitate consacrată celor mai scumpe ființe de pe pământ, femeilor. Cu acest scop am felicitat toate femeile din Academie prin intermediul cântecelor, dansurilor și, în ultimul rând, recitalului de poezie. Am adus sincere felicitări, am ales o profesie ce ține mai mult de specificul bărbătesc. Feminitatea ne-a rămas în suflet, ceea ce am demonstrat și la activitatea consacrată femeilor. Au spus militarii. În acest context, studentul anului 3, Vladislav Corpacean, a adresat un mesaj de felicitare doamnelor și domnișoarelor, dorindu-le o primăvară frumoasă, plină de emoții pozitive și noi realizări. Această zi de 8 martie este încă o ocazie pentru a felicita sexul frumos și pentru a le mulțumi de tot ce ele fac pentru noi. O mie de flori și cred că tot atâtea gânduri bune nu sunt de ajuns pentru a mulțumi pentru singur fapt că ele există. Fie ca primăvara în dansul florilor să vă aducă mirosul bucuriei, binelui și a iubirii. Cu acest prilej vreau să vă spun încă o dată și tot așa la infinit că dumneavoastră sunteți muza și steaua călăuzitoare a fiecărui bărbat. Vă urez sincere felicitări. Vladislav Corpacean. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politice și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe țări ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977 printr-o rezoluție Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie în 1975, anul Internațional al Femeii. Stimați ascultători, atât pentru această ediție. Aveți grijă de voi și de ai voștri și nu lăsați teama să vă conducă spre panică, nici spre necredință, ci spre fapte chibzuite de valorificare a timpului liber petrecut alături de cei dragi. Fiți calmi, înțelepți și plini de speranță. Cu siguranță vor veni și zile mai liniștite. Indiferent de peisaj, anotimp și circumstanțe, de cursul istoriei, viața merge înainte. Alături de voi au fost Steluța Moscalciuc și Domnița Jechiu. Pe curând!